Doamnelor și domnilor, bună seara și bine v-am găsit la ora expertizei. Președintele Curții de Apel Chișinău, Ion Pleșca, ar putea rămâne în această funcție pentru încă 4 ani. Decizia a fost luată de Consiliul Superior al Magistraturii, care a propus spre aprobare șefului statului candidatura lui Pleșca pentru fotoliul de șef al acestei instanțe. Dezbaterile însă au fost aprinse, întrucât unul dintre membrii CSM a considerat că scandalurile în care a figurat magistratul, inclusiv participarea la vânătoarea fatală din Pădurea Domnească, trezesc dubii în privința integrității sale. Despre acest subiect discutăm împreună cu invitații noștri de astăzi, domnul Teodor Cârnaț, membru CSM, Stanislav Pavlovski, fost judecător la CEDO, Roman Zadoinov, avocat, și Vasile Năstase, jurnalist. Bună seara și bine v-am găsit. Pentru început vă propun să urmărim subiectul realizat de colegii noștri de la știri, după care revenim la discuții în platou. Se propune președintele Republicii Moldova numirea lui Pleșca Ion în funcția de președinte al Curții de Apel Chișinău pe un termen de 4 ani. Numirea lui Ion Pleșca la cârma Curții de Apel Chișinău s-a examinat rapid, mai ales că în concursul pentru ocuparea acestei funcții Pleșca nu a avut contracandidați, fiind singurul înscris în concurs. Judecătorul a fost luat la întrebări de Tatiana Răducanu, membru al CSM. Parcursul perioadei este de 4 ani, dumneavoastră a fost implicat în 2 mari scandaluri. Primul, vânătoare ilegală în Pădurea Domnească. Nu credeți că planează suspiciuni de referitor la integritate? La rândul său, Pleșca a dat un răspuns surprinzător. Vânătoarea din Pădurea Domnească a fost absolut legală. Dacă nu ați citit hotărârea primei instanțe, ilegală a fost numai cu unul din participanți, a avut 4 ani interzise acolo. Asta s-a avut în vedere. Dar în rest a fost legal. Un alt scandal invocat de Răducanu este cel legat de declarația de avere a șefului Curții de Apel Chișinău. Pleșca a indicat la secțiunea datorii credite de milioane și faptul că a angajat de mai multe ori același apartament. Magistratul afirmă însă că subiectul a fost examinat de CNI, care n-a depistat încălcări. Luarea creditelor 13 milioane de la 2 bănci cu acoperirea doar de unui apartament de 1 milion. Evident, cred că asta pur și simplu e o întrebare care, știți, foarte neserioasă. Creditele luat ficiorul cu companionul său, care au un business comun, pe lângă celelalte imobili care au fost pus și uzina, și toate celelalte bunuri care au fost pus încă ca gaj, au fost pus și apartamentul nostru. Dumneavoastră ați figurat în contractele este? N-a ați figurat. Favorizat încheierea acestor contracte? Nu. În alte documente figurează că dumneavoastră ați dat procură cu eliberarea acestor și e pus în gaj doar un apartament de 1 milion, dar s-a luat 13 milioane și 5 contracte. Le dați pentru o funcție înaltă, a doilea mandat. Dar sunt așa, planează deasupra dumneavoastră, așa suspiciuni de integritate care nu le poți explica. Dați contractele să le vedem, dați procurile să le vedem, dați să vedem ce s-o plătit. Nu solicit să fie amânat pentru data viitoare și prezentați documente ca noi să le... S-au respins solicitarea și au decis să-l înainteze pe Ion Pleșca drept candidat la șefia Curții de Apel Chișinău. În pofida celor expuse, judecătorul nu vede vreun impediment în a-și continua mandatul, explicând și de ce mai vrea să rămână în funcție. Se duc la sfârșit ce am început, să construiesc clădirea, să organizăm, să ridicăm nivelul hotărârilor adoptate. Potrivit procedurii, șeful statului urmează să decidă dacă acceptă sau nu candidatura. Ion Pleșca se numără printre cele peste 30 de persoane, judecători, procurori, funcționari, consilieri municipali și oameni de afaceri care au mers la vânat Mistreț acum 3 ani în Pădurea Domnească, vânătoare soldată cu moartea omului de afaceri Sorin Paciu. Scandalul care a urmat a dus la demisia fostului procuror general Valeriu Zupco, decizie votată unanim de legislativ. O comisie parlamentară de anchetă a cercetat cazul și a constatat că omorul a fost tăinuit, vânătoarea a fost ilegală, iar participanții au admis un șir de nereguli, printre care falsificarea probelor, fals în declarații, abuz de putere. Potrivit declarației de avere, Ion Pleșca deține o casă cu o valoare cadastrală de peste 1,5 milioane de lei, un subsol cu o valoare de peste 200.000 de lei și un apartament a cărui valoare cadastrală depășește 1 milion de lei. Am revenit la discuții în platou. Prima întrebare, probabil foarte multă lume și-a dat seama chiar din primele secunde ale acestui reportaj. Este o singură candidatură care și-a propus persoana pentru această funcție la curtea de apel. Este democratic o singură persoană să-și propună candidatura și doar cu ea însă să concureze? Dacă vă uitați la mine, în primul rând vreau să spun că a fost introdus în urmă de zi candidatura domnului Pleșca pentru a concura la funcția de președinte a Curții de Apel. Pentru mine a fost o surpriză din cauza că cunosc faptul că unii persoane doreau să-și înainteze candidatura la funcția de președinte a Curții de Apel,
Însă, în cele de urmă, am văzut că acest corp de judecători la curtea de apel nu au acceptat sau nu au dorit până la urmă să realizeze intenția de a candida pentru funcția dată, că este una din cele mai principale funcții în domeniul administrării justiției. Plus aceasta, la fel, pentru mine a fost o surpriză când m-am uitat că colegiul de selecție l-a apreciat pe domnul Pleșca cu 120 de puncte, de când sunt membru acest seminar de 1 an și 6 luni de zile. Astfel de punctajul este pentru prima dată invocat la un candidat care aspire pentru funcția de președinte a unei instanțe, ceea ce colegiul de secție a selectat din toți cei care și-au înaintat candidatura, dar după cum a spus o singură persoană și-au dat candidatura, pe domnul Pleșca la funcție de președinte. Din punct de vedere democrației. Își doreau mai multe persoane un moment. Eu personal ca problema respectivă, nu o singură dată în cadrul Consiliului Superior de Magistratură, e bine ca prin lege să fie determinat că minim pentru a candida la funcția de președinte trebuie să fie 2. Acest lucru ar fi democratic, fiindcă am avea de unde alege. Dar dacă nu iese de unde alege, atunci cel care și-a manifestat dorința de a candida pentru funcția de președinte, noi suntem puși în situația de a accepta de multe ori împotriva voinței unor membri a Consiliului Supra Magistraturii. E un principiu democratic. Acest principiu spune foarte clar, pentru a alege în general, trebuie să ai între ce alege. Domnule Zădoane, vă rog, cum explicați până la urmă acest, nu știu dacă cum să-l calific, că nu este incident, această situație. Da, deci în principiu, pentru că poți alege, trebuie să ai din cine alege. În practicile europene, spre exemplu la Curtea Europeană, trebuie să prezinți din partea guvernului unui stat 3 candidați, ca să fie posibil de ales măcar unul. De obicei se alege 10 din acești 3 candidați. E ceva normal ca să fie cel puțin 3 persoane, deoarece unul poate să aibă incompatibilități careva, altul, al doilea, poate să aibă careva probleme legate de integritate, cum s-a discutat aici, și măcar unul trebuie să rămână care să fie cel mai potrivit pentru funcția respectivă. Așa și în acest caz, trebuiau să existe încă 2 candidați, cel puțin, pentru a respecta principiul democratic. Că altfel, în viziunea mea, așa cum eu văd, dintr-o parte, s-a primit cum cu domnul Putin, știți, cum un singur Putin sau un singur Lukashenko. Și atât. Alți candidați nu există în aceste circumstanțe. Asta nu este normal. Acest lucru ar fi trebuit să fie prevăzut expres undeva în lege? Eu aș vrea să-l întreb și pe domnul Pavlovski. Nu, dar vreau să întreb un moment aici. Un moment. Legea spune că poate să-și înainteze candidatura la funcție de președinte orice persoană, judecător la curtea de apel. În așa situație, noi vedem că din toți judecătorii curții de apel, 90 avem la număr, numai o singură persoană și-a manifestat această voință. Celelalte persoane n-au dorit. Mi-am pus întrebarea, din ce cauză? Oare așa este de bun domnul Pleșca? Sau, din contra, au acceptat ideea ca să fie un singur candidat? Eu cred că au fost pur și simplu descurajați că se prezinte cererea de a candida, deoarece funcția de președinte este foarte onorabilă. Și eu nu cred că nu există niciun judecător în afară de domnul Pleșca la curtea de apel care nu dorește să aibă așa o în funcție onorabilă. În ce fel au fost descurajați? Domnul Zădoinov, legea este de acord un drept. De dreptul poți să realizezi, adică să te folosești. Dacă nu l-ai folosit, asta e problema ta. Da, dar eu am logică și bun simț. Nu, au fost mai candidaturi. Adică eu, preventiv, înainte de a anunța concurs, știam că expiră mandatul, am discutat cu mai mulți judecători de la curtea de apel. Spuneam că aveți așa bun de grau, aveți grad științific. Le puteți spune numele? Nu, din cauza că m-a rugat să nu spun, să nu vociferezi. Dar câte au fost? Eu cel puțin am discutat cu 2 persoane. Cel puțin cu 2 persoane. Zic că ar fi bine ca dumneavoastră să vă înaintați candidatul la funcție de președinte a curții de apel. Pentru democrație, domnul Zădoi, în sensul ăsta spun, fiindcă când ești pus în situația că să alegi din unul, nu? Unul, atunci nu e democratic. Aceasta nu mai avem nevoie de CSM. Domnule Pavlovski, în opinia dumneavoastră, cum comentați dumneavoastră această situație? Și dacă vorbea domnul Zădoinov despre posibila descurajare din partea cuiva, în ce fel există posibilitatea descurajării unei persoane ca să candideze la această funcție onorabilă, cum este cea de președinte a curții? Știți, pe mine mă interesează mai puțin persoana domnului Pleșca sau funcția președintelui la curtea de apel Chișinău. Situația care s-a creat în jurul aceste numiri, că să nu este alegeri, asta este o numire în funcție împingere persoane dorite în fotoliu să mai stea acolo încă o perioadă de timp. Dar situația aceasta
manifestul Cluj de amănunte toată gravitatea problemelor cu care se confruntă sistemul nostru judecătoresc. Care nu este vorba aici de democrație, nedemocrație. Sistemul judecătoresc, noțiunea de democrație joacă cel mai mic rol. Nu este vorba. Instanța trebuie să fie independentă și imparțială. Asta, noțiunea de democrație nu este prevăzută de Convenția Europeană, nu este prevăzută de Constituția Moldovei când este vorba de activitatea judecătorească. Deci democrație lăsăm undeva aparte. Dar când noi vorbim despre independență, noi vorbim, în primul rând, despre procedură de formare a instanțelor. Procedura de formare a instanțelor. Deci procedura de formare a instanțelor, inclusiv și alegerea, numirea președinților, judecătorul simplu, supremă, nu contează, trebuie să fie ireproșabile. Nu trebuie instanțele judiciare să trimită niște semnale false sau greșite sau eronate societății întregi. Ceea ce a avut loc aici, în acest caz particular. Semnalele aparențele create și semnalele trimise societății sunt absolut oribile la nivelul descalificării întregului sistem judecătoriesc. Apropo despre ireproșabilitate, domnul Cârnaț vorbea despre cele 120 de puncte pe care le are. Știți, asta e... Trebuie să fie niște indici de performanță. Și indicii de performanță trebuie să fie obiectiv verificabile. Nu punctele așa tocmite pe bază de punerea întrebărilor, răspunsurilor, dar trebuie să fie obiectiv verificabile. Deci, un set de criterii mai mult trebuie să fie, ca de pildă, lipsa condamnărilor la Curtea Europeană. Criteriu obiectiv verificabil. Este are? Asta? Regulamentul are? Este? Sau nu are, domnul? Mai departe? Întrebare. Dar acolo este regulamentul în baza care se face selecția domnul și Pleșca, evaluare. Are sau nu are dosarele la CEDO? Pierdute. Din acordat 120 de puncte, se consideră că nu are. Se consideră sau nu? Nu, eu vă spun ceea ce este. Dacă au 120 de puncte, este punctajul maximal. Mai departe, în teorie ce poate fi? Lipsa plângerilor, lipsa întârzierilor la lucru. Nu le are. Lipsa... Mai multe. Răspunderea disciplinară, intentarea procedurii disciplinare, cunoașterea limbii străine, bună management în timpul 4 ani de zile, inspectoratul fiscal, toate astea nu le are. Da, din punct de vedere curte, deciziile Curții Europene asupra arestului se iau după deciziile Curții de Apel. Deci el după aceea nu aibă toate condamnările pe articolul 5. Nu, dar acolo se implicați cu completul concret. 1, 2, 3, care da, dar domnilor, e complet. Dați-mi voi eu să termin ceea ce vreau să spun. Indicatorii trebuie să fie obiectiv verificabile. Și eu vorbesc aici nu atât despre Pleșca, eu vorbesc despre procedură ca atare. Căci nu normal, în primul rând, nu este normal când există o singură persoană. E că cum se face la Curtea Europeană? Alegerea președintelui Curții Europene. Este o procedură foarte interesantă. Deci se publică anunț. Fiecare persoană dorită poate să-și înainteze candidatură. Personal. Pe urmă, are loc votare la Curtea Europeană. Și din aceste toate persoanele care sunt în listă, poate fi și 20 de persoane, acolo 30 de persoane, acumulează un punctaj oricare în urma votului. Pentru unul a votat 5 persoane, pentru altul 20, pentru celălalt 15 și cei care au acumulat numărul cel mai mare a voturilor, merg deja în a doilea tur. Deci două persoane. Și asta nimeni nu poate prezice care să fie rezultatul votării. Tu poți să te înțelegi cum vrei tu cu acest om, cu acest om, cu acest om. Dar tu nu știi 47 de oameni în urmă votării secrete cine și câte voturi să-ți dea ție. Și este o enigmă și așa se alege și grifierul curții, nu numai președintele curții, și președinții la camere și așa mai departe. Deci, din numărul celor care au acumulat cele mai mari voturi, merg în turul 2. Și așa și aici trebuie de făcut o procedură obiectivă. Nu așa că omul s-a prezentat și zic, ok, nu știu, dacă nu scrie așa că alți candidaturi, ce să faci? Băi, că domnul Pleșca și atât. Și atunci, doamna Răducanu, membru la fel, CSM, am văzut un reportaj, spune următoarele. Pe parcursul perioadei acestea de 4 ani, ați fost implicat în două mari scandaluri. Primul, vânătoarea ilegală în pădurea domnească. Nu credeți că planează o suspiciune referitor la integritate? Se adresa domnului Pleșca. Domnul Năsase, în opinia dumneavoastră, iată acest incident, acest dosar, acest caz de rezonanță pentru Republica Moldova, știrbește din
argumentele pe care le are Pleșca de a veni la, din nou la Curtea de Apel sau nu? Pleșca nu are argumente. Pleșca este un om care a fost băgat pe ușa din spate, așa cum a spus domnul Pavlovski. Deci el este omul sistemului criminal și ceea ce s-a întâmplat astăzi confirmă acest lucru. Eu vreau, pentru că n-am discutat până acum, vreau să fac câteva remarci. Prima ar fi cu punctajul. Deci nu uitați că un oricare Pavliuc, deci care este torționarul lui Plahotniuc de la judecătoria Buiucani, a fost numit în funcție având cel mai mic punctaj. Acum bandiții ăștia s-au învățat minte și au spus, domnule, ca să nu mai călcăm pe aceeași greblă, dă să-i dăm lui Pleșca să-i dăm 120 de puncte. Ca să nu zică ăștia că, domnule, l-am promovat pe Pleșca neavând puncte multe. Înțelegeți care e problema? Deci asta vin ca o ipoteză, hai să zicem așa, de preș. Faptul că ceilalți judecători au fost descurajați, a fost și replica mea, bine că este ca coincidență. Adică 100%. Deci ei au fost descurajați să nu participe la... Pentru că, cum poate fi descurajat un judecător? Judecătorii noștri cam 90% au schelet. Au probleme. Au probleme cu dosare, au probleme cu... Hai, luați-o pe aceiași Vasilievici, luați pe Cobzari, sau cum îi zice ea, cu Aroma Flores. Și acum am descoperit un caz absolut ieșit din comun, cum a fost condamnat un om și a stat un an și ceva în pușcărie tot de ea, după care Curtea Supremă l-a reabilitat. Deci că trebuia să-i dea contravențional. Este un caz absolut ieșit din comun, dar asta trebuie de vorbit foarte, foarte mult. Și omul stă în casă paralizat de la jumătate. Este un caz absolut dramatic, ca să înțelegeți ce înseamnă, despre ce vorbim noi acum. Că aceste lucruri nu sunt pur și simplu niște discuții așa sterile în care nu știu ce l-a ales pe Pleșca sau nu l-a ales pe Pleșca. Aici vorbim de destini umane, destinul cetățeanului, care ne merește în acest malaxor criminal și care până la urmă duce pe un pat de spital. Referitor la democrația alegerii de unul singur. V-am spus care este problema, dar dumneavoastră vorbiți de CEDO, care sigur că este un exemplu pentru noi. Eu mă refer la alegerile noastre din 1990, alegerile din Parlamentul 90. Astăzi, apropo, 25 de ani de când am semnat actul de suveranitate. A fost propus un singur candidat, Alexandru Moșanu, și pentru că toată lumea s-a revoltat, domnule, nu putem să-l votăm pe Moșanu, deci trebuie să fie cineva. Și unul din deputați, nu mai țin, îmi pare că cineva, un coleg de-al nostru de la Bălți, a spus, domnule, eu îmi propun și eu candidatura ca să fie doi. Am zis de cazul Yeltsin, când a fost ales președintele Sovietului Suprem al Federației Rusie, tot așa, deci a fost singur propus și chiar el a propus, domnule, a zis, nu să mă votați pe mine, lasă mai fie cineva. Dar asta e formalitate numai, contracandidatul. Este adevărat. Dar trebuie, domnule, să fie competiție. Noi vorbim de 1990, noi vorbim de perioada sovietică, domnule. Acum uitați cum se face la CEDO și cum ar trebui să se facă la noi după 25 de ani. Noi acum vorbim de etape diferite, atunci poate că se respecta chiar și un formalism. Uite, oamenii ce au spus, domnule, nu vreau să fiu votat, dar măcar hai să fie și cineva acolo. Deși noi știam să votăm pentru Moșanu și cei de la Moscova știu că o să voteze pentru Yeltsin. Dar totuși a existat această chestiune. Referitor la ce s-a întâmplat la CSM, vreau să spun că am rămas plăcut surprins de modul, de comportamentul doamnei Răducanu. Cred că ea merită o notă 10, dacă am fi să-i punem o notă pentru modul în care s-a comportat astăzi la CSM. Și asta înseamnă că există, că în acest sistem există anumiți oameni care dau semnale pozitive, că ne putem baza totuși pe ceva, că nu totul este mort, că nu totul este inert. Modul în care s-a comportat această doamnă, pe care o felicit și îi mulțumesc ca cetățean pentru ce a făcut ea, este unul admirabil. Bravo, doamnă Răducanu, pentru ceea ce ați făcut, pentru că v-ați comportat astăzi nu doar ca un judecător, nu doar ca un membru CSM, v-ați comportat ca un procuror, v-ați comportat ca un reprezentant al societății civile, v-ați comportat ca un om cu demnitate. Și acest lucru este remarcabil. Pentru că, uitați-vă ce spune acest Pleșca. Iată, domnul Pavlovski zice că nu e problema în el. Și într-adevăr, nu este, pentru că noi vorbim aici de un sistem corupt, de un sistem aservit, în care Plahotniuc își numește ciracii lui și îi numește din saună. Am mai vorbit despre chestia asta, este o metaforă, dar nu chiar metaforă, pentru că procurorul general din saună la dânsul a fost numit. Pleșca vorbește inepții. El spune că ce s-a întâmplat în pădurea domnească, de fapt, a fost o chestie ilegală. Și el se bazează pe o sentință din prima instanță, sentința lui Păcăleu, da, de la Fălești, care nici măcar n-a ajuns încă la Curtea de Apel, nu este irevocabilă. Deci nu poți să te bazezi pe așa ceva. Pentru că în urma acestei decizii, nici măcar, ea măcar nu este executorie.
Înțelegeți care e problema? Deci cei ce spun, ele spun eu inepție. Acest individ nu poate fi judecător. Nu că șeful Curții, Curții de Apel Chișinău. Doi la mână. Peste 50.000 de oameni au cerut demisia. În piață. Deci există rezoluția din 3 mai, există numele expres, numele lui Pleșca, îi se cere lui demisia, lui Gurin, lui Chetraru și așa mai departe. Cum, domnule, ce fel de obraz poți să ai tu ca să mai candidezi odată la chestia asta? Pentru că avem legislația națională, dar în afară de aceasta, dumneavoastră cunoașteți de principiile de la Bangalore, da? Care sunt emanația deci, Națiunilor Unite. Sunt în principiu sunt șase principii de bază acolo, printre care independența, imparțialitatea, există eticheta. Deci, este o chestie care pentru unii ar părea simplă. Dom'le, nici într-o țară civilizată, un procuror general nu poate să meargă pe aceeași parte a străzii cu șeful curții de apel. Acești oameni sunt incompatibili, pentru că unul vine cu dosarul în instanță, iar ăsta dă soluții. Deci ei trebuie să facă în așa fel încât, da, nu trebuie nici să se dușmănească, trebuie să aibă un comportament normal, civilizat, dar nu trebuie să-i vedem undeva într-un bar, nu putem să-i vedem într-un restaurant, la o cafea, la o chestie. Mite, nu la o vânătoare, la un braconaj, pentru că poate să-mi spună mie păcăleul ăla ce vrea el. Poate să-mi spună după asta Curtea de Apel a lui Pleșca și Placoniuc ce vrea ea. Poate să-mi spună Curtea Supremă ce vrea ea. Noi avem o lege încă din 94 în care acea rezervație este rezervație de stat în care scrie negru pe alb. Vânătoarea în pădurea domnească, în rezervația pădurea domnească, este categoric interzisă. Despre ce vorbim noi? Care vânătoare? Deci este un act de braconaj, pentru că acolo au fost nimiciți peste 50 de mistreți în acea zi, deci acolo a fost un măcel, a fost ucis un om și acest individ de Pleșca nici usturoi n-a mâncat, nici gura nu-i pute. Deci sunt o grămadă de lucruri care ne fac să credem că această băgare pe ușa din spate de către oligarhi a lui Pleșca este ca un fel de mulțumire a tot ceea ce face el pentru această oligarhie criminală. Și Daceanu mi-a făcut el, o să vorbim altă dată, sau o să vorbesc eu, o să spun altă dată. Participarea la vânătoarea dumnească, cel puțin, atenție, doar cel puțin aceste suspiciuni că această vânătoare este ilegală, pentru că nu este o hotărâre definitivă și așa mai departe. Ca să mergem, nu avem lege, avem o lege exact, care scrie. Exact, vorbesc. Deci nu avem ce căuta acolo ăștia. După formalitățile pe care le aplică tot ei. Nu, deci, o secundă, nu hotărârea de judecat, judecătorul, în cazul de față, trebuie să aplice legea. Dacă el nu aplică legea, există lege care îl trage la răspundere. Deci, anume, procurorul general are dreptul exclusiv de a-l trage la răspundere pentru faptul că el nu a aplicat legea care trebuia. Ca în cazul Vasilievici, ca în cazul Cobzari, ca în cazul multor altor judecători care, pur și simplu, acea lege nu este, articolul 305 sau cât e el, care îi permite deci, procurorul general să aplice, să deschidă dosar penal împotriva judecătorului care nu a aplicat legea. Legal o hotărâre 307. Astăzi am eliberat acordul de trage la răspundere penală un judecător de la Strășeni. Sunt mai multe reproșuri, sunt mai multe replici și acuze chiar la adresa lui Pleșca. Și aceste reproșuri vin inclusiv din partea membrilor CSM. Am văzut și astăzi la CSM acest lucru, în persoana doamnei Rătucan. Ei bine, vorbim despre aceste reproșuri și replici, pe de o parte, și ireproșabilitatea despre care se vorbea la început. Ei bine, acestea nu sunt suficiente pentru ca CSM-ul să aibă o altă opinie și să demareze un alt concurs, să caute alte candidaturi, să propună din nou să fie desfășurat acest concurs pentru găsirea, identificarea unei persoane care ar fi demne să ocupe această funcție de președinte a Curții. Da. Dacă vă uitați la mine, atunci personal sunt de părerea că atâta timp cât există un organ colegial care este Consiliul Superior al Magistraturii, unde votul se ia cu majoritatea, adică 7, noi suntem puși în situația să executăm o hotărâre care acum este adoptată și valabilă. A doilea moment, referitor la ireproșabilitate și poziția unor membri a Consiliului Superior al Magistraturii, de dovadă că Consiliul Superior al Magistraturii cu adevărat vrea ca în funcții cheie, curs de apel, curte supremă, instanță de fond, să vină persoane cu o reputație ireproșabilă. Însă, aceste persoane cu reputație ireproșabilă trebuie să vină în sistemul judecătoresc. Ceea ce am făcut anterior, am făcut o aluzie că unii judecători care fac parte din curte de apel erau obligați moral să-și înainteze candidatura la funcție de președinte la curte de apel. Erau obligați, din punctul meu de vedere.
ca să nu ne pomenim în situația când vine un singur candidat. În așa situație, noi vedem că doamna Răducanu, atunci când a văzut că în presă s-au spus lucrurile pe nume, Pădurea Domnească, referitor la unele credite, a ridicat problema public, transparent, și le-a pus aceste întrebări concurentului sau concurentului la funcție de președinte. Ce spunem că în CSM n-ar spune noi că noi băgăm președintele prin ușa din spate. Nici de cum. Dar nu CSM-ul bagă. Nu, dar vedeți că Consiliul Superior al Magistraturii este acel organ care numește în funcție de președinte persoana domnului Pleșca. Din cauza că un singur candidat a manifestat dorința de a deveni președinte. Asta e. Nu, dar uitați cine face parte din CSM. Dar un moment. Este procurorul general, este ministrul justiției care stăteau acolo ca mobilă, domnule. Domnul Stasi, eu... Nu, o secundă, o paranteză, o să vorbesc din timpul meu, vă rog frumos. O paranteză. Chiar eu mă uitam la știri. Eu nu cunosc pe doamna Răducanu, n-am vorbit niciodată cu dumneavoastră, dar am văzut cu câtă patimă discuta chestia asta și într-adevăr aborda probleme de care presa a scris și de creditele astea dubioase și de Pădurea Domnească, de actul de braconaj și de moartea omului și așa mai departe. Stau acolo cu capul în jos ăștia, procurorul general, ditamai procuror general, nu participă doar, măcar nu spune două cuvinte. Ministrul Justiției nu intervine, zic, băi, dar hai să vedem, hai să verificăm. Domnule, asta nu este CSM. Sunt acolo câțiva oameni, domnul Teo Cănaț, sunt câțiva oameni normali acolo, care au fost aleși, care merită să fie, iar ăștilalți au fost puși, numiți în sauna lui Plaponiuc. Și ei deja știu, micul ăsta, el se râde în față, înțelegeți? El ne scuipă în sufletele noastre, ale cetățenilor. Pentru că el are hârtiuță, cine trebuie să meargă acolo. Și mai departe vă spun ce o să fie. Pleșca este prieten cu Timofte. El nici măcar nu va fi respins. El imediat va fi numit acolo. Pentru că ăsta este sistemul nostru corupt, de sus, de la Timofte până jos. Timofte care nu rezolvă nimic. Înțelegeți care e problema? Vreau să fac o remarcă. La baza unei hotărâri stau anumite documente care sunt eliberate de autorități publice plătite din bugetul de stat. Vorbesc de Serviciul de Informație și Securitate, care a dat aviz pozitiv că nu are nicio bănuială rezonabilă referitor la integritate. Una la mână. Doi la mână, noi avem Comisia Națională de Integritate. Dacă există bănuieli rezonabile referitor la proprietăți, conturi, etc., avem domnul Doncea, care este președinte comisiei respective, unde au fost și subiect domnul Pleșca de discuție, unde este hotărârea la fel anexată, precum că în dosarul dumneavoastră este tot impecabil. Însă, din punct de vedere al integrității, doamna Răducanu, a ridicat o problemă. Într-un stat cu democrație, dacă ar fi fost o persoană implicată în astfel de vânătoare, atunci persoana respectivă din oficiu, pleca din funcție. Cam așa dumneavoastră a fost mesajul care trebuie să-l percepem. Domnul Stasie, ideea mea care a fost. Noi avem 90 judecători la curtea de apel. Asta e. Și dacă știa că anumite persoane care au înainteat candidatura la funcție de președinte doresc din nou să-și înainteze candidatura, atunci era obligat, din punct de vedere al moralității, a statutul judecătorului să-și înainteze candidatura. Mă adresez public ca jurnalist la toți judecătorii de la curtea de apel care au vrut să-și înainteze candidatura, să-și propună candidatura la această funcție. Și au fost descurajați, au fost împiedicați, au fost șantajați să mă contacteze. Domnule Stasi, nu sunt de acord cu asta. Nu, că eu vorbesc ca jurnalist pentru că mie mă interesează așa ceva și vreau să fac investigații de preză. Asta este dreptul meu. Aici nu trebuie că ăsta e deja teren. Acum vreau să vă dau, nu că să vă dau o replică, să vin cu o contra-informație. Poate că SIS-ul, în cazul lui Pleșca, a spus că, domnule, ăsta e curat, n-a fost la Pădurea Domnească, n-a împușcat mistreț, nu s-a dus cu Zupcu acolo și mai departe. Pe Gerasimenko de la viceprocurorul orașului cunoașteți, nu? Da. Cum? Așa, care el acum e trimis de vreo jumătate de an sau de un an de zile, e trimis la Ciocana, la procuratura Ciocana, chipurile în deplasare. Nu știu cum să leg eu ce înseamnă chestia asta, instituția deplasărilor la procurori, asta e altă treabă. Apoi, iată, eu pot să vă arăt 20 de pagini de text scrise de SIS în 2010, în care SIS-ul spune că acest individ se ocupă de narcotice. Acest individ are casă în care nu trăiește el acolo, dar a făcut fel de scheme, cu un cumătru, cu un neam, cu două loturi de teren, cu urecheanu, e foarte lung. Deci asta scriu, nu spun eu, dar SIS-ul. 10 pagini, vă le dau. Ei, acele au fost transmise lui Zupco, au fost transmise la instanțele respective. Omul a fost bine mese, numit în funcția de viceprocuror a municipiului Chișinău. Vedeți că problema și cu punctele și cu SIS-ul și cu toate chestiile astea n-au niciun fel de relevanță atunci când spune stăpânul de la saună, zice așa, Pleșca va fi șeful curții de apel. Poate să strige 50.000 de oameni cât ori vrea. Numai că domnul de la saună trebuie să înțeleagă că vine și 27 august. 27 august, dumneavoastră foarte bine cunoașteți toți, va fi Marea Adunare Națională și că există o chestie în Constituția Republicii Moldova
că poporul este suveran în această țară și nu oligarhul de la saună. Și suveranitatea poate fi manifestată de către popor în două feluri. Direct și prin reprezentanții săi. Iată, pe data de 27, sper să nu se ajungă la asta, sper că acești oligarhi să-și revadă aceste decizii idiote, poporul să nu-și manifeste suveranitatea în mod direct, pentru că praful să alege de ei. Votul la CSM este unul colegial și aș vrea în acest context să vă întreb pe dumneavoastră cum ați votat. A susținut candidatura lui Preașca? Domnul Șuc, în legătură cu faptul că este deliberarea și secretul votului, atunci dacă eu aș face lucrul acesta în public, la fel aș divulga secretul dat. Însă s-a discutat aprins referitor la amânare, la amânarea acestei ședințe, aproximativ putea să fie amânată această ședință, însă ca bază trebuie să fie luate anumite documente care ar fi fost luate de la Serviciul de Informații și Securitate, Comisia Națională de Integritate, ca cel de urmă să-și evadă... Domnule, chiar faceți un secret din... Nu, avea dreptate. Legea pe mine spune CSM-ul, votul de deliberare este secret. Deci, dacă ai insistat, atunci o să divulg secretul respectiv. Însă, chiar insist să ne spuneți. De aceea, eu nu vreau să încalc legea, ca și alții, bine? De ce mă reîntorc la doilea problemă, legat de aspectul de management. Dar ce riscați? Chiar eu sunt curios, ce riscați în cazul în care divulgați? Eliberarea din funcție. Dacă noi de la doamna Vasilievici, care eu am intentat procedură disciplinară, până la urmă am asistat ca să fie eliberată din funcție, din cauza că am căgat articolul 90 din codul penal, atunci cu ce mă deosebesc cu de alții? Lege e lege, indiferent de faptul că cine... Nu trebuia eliberată de funcție, trebuia intentat dosar penal... Domnule Stas, eu am încălcat legea așa cum permite mie CSM-ul. Procurorul general trebuie să intenteze ceea ce... Nu ceea ce am făcut, dar care a fost rezultatul? Câți din câți au... Veți vedea hotărârea dumneavoastră și veți vedea. Unul lucru că nu a fost asta unanim. Asta vă spun că nu a fost adoptată unanim hotărârea respectivă. Nu cunoașteți încă. Nu, nu a fost adoptată unanim. Unanim înseamnă că toți n-au votat, înseamnă că cineva a votat împotrivă. A doilea moment, mai întoarcem la aspectul de managerial. Pleșca Ion a fost propus spre funcție managerială. Ceea ce înseamnă, pe perioada 4 ani de zile, la adresa dumneavoastră ca și manager a curții de apel, la adresa Consiliului Superior al Magistraturii, noi nu am avut plângeri sub aspectul inspectoratul fiscal, adică n-a cheltuit bani așa cum trebuie, a doilea, sub aspectul unei manipulări a programului de gestionare a dosarelor, sub aspectul bunei colaborări cu colegii, ceea ce înseamnă că domnul Pleșcă, ca manager, el a început, nu a singură, la început, prorabul care construiește oficiul la curea de apel. Cineva a spus lucrul acesta. Adică, ca manager, dumneavoastră vreau să îmbolnățați și bunurile sau mă degrabă oficiul cu curea de apel. Programul de gestionare a dosarelor și aici chiar aș vrea să întreb, pentru că a fost un scandal și la acest subiect. O să vă rog pe domnul Pavlovski să comenteze un pic mai târziu, dar pe dumneavoastră vă întreb. A fost un demers de la domnul Ion Pleșca pentru ca să fie creat un complet specializat pentru cauzele referitoare la insolvabilitatea agenților economici. CSM-ul a acceptat demersul Ion Pleșca, chiar dacă asta însemna și asta s-a întâmplat de fapt, să fie operate modificări la acel program de gestionare a dosarelor în instanță, plătit din banii americanilor, tocmai pentru ca să avem un sistem care să nu permită astfel de lucruri, care să nu permită ingerințe, care să nu permită ca cineva să ocolească sau cumva să influențeze dosarele și examinarea dosarelor. Un moment, referitor la completele specializate. Complete specializate, noi avem mai multe instanțe, în vreo 5 de acum, inclusiv judecătorii Rășcani, unde judecătorii sunt specializați în complet civil, colegiul civil și colegiul penal. Referitor la insolvabilitate, este opinia mea publică, care am spus că am fost împotrivă. Este opinia publică și chiar publicată în mai multe surse mass media, deoarece am spus că completul de judecători compus din 3 se încalcă parcă din start accesul liber la justiție, fiindcă nu este repartizare aleatorie. Se știe din start că referitor la insolvabilitate, dosarul va fi repartizat la un judecător X sau Y, deoarece al treilea poate fi bolnav. De aceea, dacă noi vrem cu adevărat ca să fie respectat accesul liber la justiție, eu am fost împotriva acestor complete specializate, anume pe insolvabilitate. Domnule Pavlovski. Repartizarea dosarelor este o întrebare extraordinar de interesantă. Un dosar. Dosarul Partidului Patrie. Știți că a fost scos din cursa electorală. Scandal, vă cruc în jurul acestui partid. Și dosarul se examinează de către CEDO, de către curtea de apel. Deci, CECO a înaintat cererea demersul privind scoaterea, anularea înregistrării,
Dar Partidul Patrie, domnul Ciobu, președintele Partidului Patrie, domnul Ciobu, a reintat contestația împotriva deciziei curții, deciziei cecului. Și credeți, demersul cecului a fost înregistrat și repartizat, dar contestația Partidului Patrie nici nu a fost înregistrată, dar nici nu a fost repartizată. Nici nu a fost dată în judecată la niciun judecător. Și până ziua de azi rămâne neexaminată această contestație. Asta activitatea domnului, activitatea curții de apel Chișinău, unde domnul Pleșca este președinte. Alt dosar, unde eu deja am participat. Avocatul a dreptul să facă cunoștință cu procesul verbal al ședinței, deoarece după aia poate depune obiecții de corespunzătoare care trebuie să fie examinate. Dacă eu mă adresez la grefier, spun, dați procesul verbal. Nu este gata. Deja s-a pronunțat hotărâre. Nu este gata. Vin iarăși, dați, nu este gata. Scriu în scris. Dați, vă rog, copie procesului verbal. Nu este gata. Iar am scris, de trei ori cereri am scris la curtea de apel să-mi dea ei copia procesului verbal și așa prevăzut de lege. Până ziua de azi nu mi-a dat. Până ce un avocat nu s-a dus și așa n-a șterpilit copia procesului verbal, așa și nu mi-a dat. Poftim, asta activitate, cum se dea. Eu aș vrea încă două elemente să aduc, pentru că domnul Cârnaț a vorbit de faptul că ca aspect managerial. Aici și ca aspect managerial, dar și ca aspectul etichetei și a comportamentului și a bunului sânt. Doar ați văzut imaginile când s-a întâlnit Pleșca cu acest individ Damir, finul lui Plahotniuc, care, despre care vorbește și Usat în interviul lui, vorbește că este cel care umblă pe la judecăți, pe la judecători cu indicațiile de la Nașso. Deci asta este o pată neagră pe imaginea lui Pleșca și... Bine, hai o dată, de două, de trei. Amintiți-vă de cazul cu Berlinski. Nu s-a dus colegul meu din 90 din Parlament Berlinski, care e avocat și s-a dus cu plăsuța în birou la Pleșca și după aia ieșit fără ea? Ce era în plasa aia? Deci, iată, încă două. Deci ce a spus dumneavoastră? Încă? Eu personal am participat cu Apollo la un dosar și îmi spune, domnule, s-a stricat sistemul de repartizare și va fi la judecător care, știu că este un judecător care va face împotrivă, pentru că de acum își cunosc care este de-a lui Plahotniuc, care este de-a lui Cutare, care este de-a lui Cutare. Deci nu a mers sistemul ăsta aleatoriu de repartizare. Tocmai atunci s-a stricat. În prezența mea s-a stricat. Eram acolo, la curtea de apel. Să mai uităm și altceva. Iată ce a spus domnul Zadonu, el a spus o chestie foarte, foarte importantă. Da, răspunde completul, cum spuneți dumneavoastră, cu condamnarea la CEDO și nu știu ce acolo. Domnule, da, tu ești președintele curții de apel. Deci tu trebuie, vezi, domnule, sunt niște judecători care au multe dosare pierdute. Intervenim la CSM, vorbim cu ei. Adică există anumite acțiuni care trebuie să le întreprindă un ca să luăm ca manager. Domnule, câți oameni au fost condamnați de către curtea de apel în mod ilegal, fără dosar pe masă. Deci cazuri de rezonanță. Numai cazul ăsta cu Nichifor. Deci prietenul lui Plahotniuc din copilărie, care au devalizat împreună Victoria Bank atunci în 2005 cu Mita, doar Nichifor a transmis banii, nu? El era respectivul. Păi aia ciruiește omul 5 ani de zile. Pentru că ai ciuit un om 5 ani de zile, trebuie să durezi un proces de ăsta? Eu vreau să vă întreb și altceva. Nu vă supărați, dosarul cu Baștovoi, în care sunteți avocat. Este adus, deci omul stă la închisoare, da? El stă închis în izolator, este adus la curtea de apel și judecătorul spune următorul lucru, care n-am văzut nicio reacție din partea lui Pleșca și din partea nimănui. Zice, duceți-l înapoi și căutați probe. Păi, domnule, dacă ești judecător, păi, tu atunci iei partea procurorului. Atunci tu ești împotriva omului. Tu, din potrivă judecătorul, tot ce este neînțeles și mai departe, se judecă în favoarea celui judecat, nu? Da. Așa spune legea. Ei fac altfel. Îl trimit pe om, du-te și mai stai acolo închis, cu șobolanii, dar între timp voi mai căutați probe. Deci, asta nu este justiție. Asta este bătaia bătăilor de joc. Noi acum, eu nu știu de ce am intrat în jocul ăsta și vorbesc de toate aceste detalii, pentru că lucrurile sunt absolut clare. Ceea ce a spus dumneavoastră cu fraza care a spus-o de la început, trebuia și probabil că te-a pus punct la aceste dezbateri. Pentru că nu poți, într-un stat capturat, într-un stat captiv, într-un stat oligarhizat, criminalizat,
toate aceste lucruri sunt niște, cum să spun, niște detalii care întregesc tablou. Legat de Ion Pleșca, mai este și cazul Grave Carat, despre care cunoaște absolut probabil toată lumea care citește presa și știe ce scandal a fost în legătură cu această companie care nu-și putea obține în instanțe dreptul de mai departe de a emite carte verde și a trimis și o petiție către CSM pe numele lui Ion Pleșca. Petiție care, nu știu de cu ce s-a soluționat până la urmă. Nu, dar a fost în ordine de zi stabilită, până la urmă nu a fost intentat procedură disciplinară. Asta a fost hotărârea Consiliului Supraveghei Magistraturii până la urmă. Dar nota a fost discutată în cadrul Consiliului Supraveghei Magistraturii. Apropo despre programul de gestionare a dosarelor, aici nu am terminat cu acest subiect și vreau să vă întreb în felul următor. Până la urmă, CSM-ul este în drept sau nu este în drept să decidă singur să fie operate modificări în acest sistem informatic sau nu? Pentru că acești bani și în general tot sistemul a fost cu suportul Statelor Unite ale Americii, cu suportul Guvernului, Ministerul Justiției, etc., etc. CSM-ul își atribuie această funcție de a aproba sau nu modificări la un sistem informatic? Este o problemă gravă și la aspect național, deoarece contractul Centrului de Tehnologii Speciale e semnat cu Ministerul Justiției, cu Departamentul de Administrare Judecătorească. Consiliul Supraveghei Magistraturii nu a semnat niciun contract cu acest CTS. Deci, Consiliul Supraveghei Magistraturii, ca organ care administrează sistemul judecătoresc, din 90 încoace, spune, domnilor, dacă noi suntem responsabili de aspectul de repartizare a dosarelor în cadrul acestui program, noi trebuie să spunem cum el se gestioneze, cum el să fie administrat. În așa situație, noi am făcut demers la Ministerul Justiției. Poate să vină mâine, de exemplu, președintele CSJ să propună anumite modificări în programul... Referitor la modificare în program, există regulamentul la acest capitol, care noi, la Consiliul Supraveghei Magistraturii, am discutat problema dată, la intervenția președintelui Consiliului Supraveghei Magistraturii, domnului Micu, prin care a descoperit unele manipulări în cadrul repartizării a dosarelor. Și cele de urmă s-a făcut cea multe demersuri la Centrul Național Anticorupție ca unui judecător să fie atras la răspundere penală pentru aceste manipulări. Ulterior, noi am cerut de la CTS să ne prezinte nouă informația detaliată despre aceste manipulări. Această informație s-a prelucrat și în cele de urmă s-a descoperit că la Curtea de Apel, care dumneavoastră menționați, nu au fost descoperite abateri care ar fi temei pentru a fi atras la răspundere disciplinară cei care au fost făcute aceste modificări. Într-adevăr, este acest regulament adoptat de către Consiliul Superior al Magistraturii, însă acest regulament nu este lege. Este în atât în codul de procedură penală cât și în codul de procedură civilă, este așa o mențiune făcută privind repartizarea aleatorie a dosarelor, dar o procedură legală care trebuie să fie prevăzută de lege, ea nu este prevăzută de lege. Bine, atunci aș mai vrea aici să discutăm un pic și domnule Zadoină, până opinia dumneavoastră. Eu l-am întrebat pe domnul Cărnaț, dar vă întreb și pe dumneavoastră. Există riscul ca intenții asemănătoare cele pe care a avut-o domnul Pleșca să vină la CSM să ceară această formulă de judecare a cazurilor din insolvabilitatea agenților economici, să vină cu o altă propunere și să creeze împotriva formei în care astăzi se repartizează dosarele în instanță, să propună un complet de judecător pentru anumit gen de dosare. Vi se pare corect în opinia dumneavoastră? Nu, e evident că nu este corect, deoarece totuși nu trebuie să uităm că orice instanță de judecată are menire și scopul să nu deservească dorințele sau doleanțele președintelui acestei instanțe, dar poporul, societatea pe care o deservește. Societatea vrea și are intenții ca orice instanță de judecată să fie independente, imparțială, repartizarea dosarelor să fie aleatorie, ca să nu apară probleme de conflict de interese, iar însăși procesul de judecată să fie echitabil. Iată, scopul președintelui să verifice ca toate aceste cerințele să fie respectate, ceea ce la noi nu se face.
Apropo de completul de interes... Dar îmi permiteți momentul să completez, domnul Zadoinov. Referitor la specializarea judecătorilor, anume demersul venit la justițiabil, mai ales de administratori de întreprinderi care vor care dosare legate de insolvabilitate să fie examinate în record timp. Adică pentru businessman foarte mult contează timpul. Și în felul acesta, domnul Pleșcă, ca președinte a unei instanțe, este în drept, în conformitate cu legea, să creeze complete specializate în domeniul dat. De aceea și specializarea nu numai vine de la noi, vine chiar și la standardele Consiliului Europei, ca unii judecători să se specializeze. Fie sub aspect civil, sub aspectul penal, sub aspectul administrativ, sub aspectul contravențional sau sub aspectul al insolvabilității. Însă, eu că problema care a ridicat-o, de ce numai 3 judecători? De ce 2 din ei au fost judecători la judecătoria economică anterior pe care am lichidat-o, precum că bănuia anumite suspiciune de corupție, și de ce anume la curtea de apel acum? Însă, dacă se vor depista anumite irregularități referitor la repartizarea aleatorie, fiindcă dacă e creat un complet specializat, atunci programul este adaptat la colegiul respectiv și dosarele vor fi repartizate numai la acest judecător. Pe viitor, dacă sunt terminat gândul, pe viitor vor fi irregularități, orice participant la proces va depune plângeri la CSM, mai bine, mai rău, așa cum funcționează în prezent, și în cel de urmă s-ar putea să fie eliberat de funcție judecător respectiv care fac parte din complexul specializat. Dar, domnule Cărnaz, este adevărat că dumneavoastră ați fost împotrivă ca să fie examinat la nivel național felul în care sunt repartizate dosarele în instanță și felul în care, dacă sunt sau nu fraudat, dacă nu este sau nu fraudat acest sistem? Mie îmi place că organizația neguvernamentală a făcut un demers către Consiliul Supraval Magistraturii ca nume la nivel național să fie cercetat cum a fost repartizat atorul. Însă, inițial, atunci când un moment. Inițial, când s-a ridicat problema respectivă de către domnul Vistericeanu, eu am fost împotrivă pentru momentul acela când era legat de doamna Filincova la Curtea Supremă de Justiție, în legătură cu faptul că dacă noi mergeam sub aspectul cercetării naționale, noi tergiversam examinarea problemelor concrete referitor la un caz concret. De ce am spus atunci la cazul acela concret? E bine ca Centrul Național de Corupție să-și examineze în timp record aceste acțiuni, ca ulterior am acceptat ca să fie examinat repartizarea aleatorie pe național. Adică eu n-am fost împotrivă. Vă rog, domnule Bărăuțchi. Eu înțeleg entuziasmul domnului Cărnaz, dar eu nu prea am entuziasm referitor la examinarea plângerilor de către Consiliul Superior al Magistraturii. Și eu am experiența mea personală regretabilă. În luna martie am depus 2 contestații. Au trecut 3 luni de atunci, până ziua de azi n-am fost examinat și n-am primit niciun răspuns. Iată, poftim. Și situația absolut clară. Lăsare fără examinare a recursurilor avocaților. Aveți dreptate aici, da. Domnul, aveți dreptate și vă dau încă dreptate în studii progenice, nici cauze. Parlamentul a acceptat legea cu privire la tragerea la răspundere disciplinară a judecătorilor. Unii cade această lege pe implementarea ei pe umerii inspecției judiciare. Inspecția judiciară a rămas în componența veche. 5 inspectori judecători. Până în prezent are spre examinare 1200 de petiții și 1000 de SSZ, adică sesizarea cere ca să fie tras răspundere disciplinară judecătorul, iar petiția se plânge pe o faptă în general. Și de aceea adică problema este în imposibilitatea ca 5 inspectori judiciari să examineze și petițiile și dă-i răspunsuri interne, etc. Deci în regim de urgență, Parlamentul, dacă a adoptat legea cu privire la răspundere disciplinară judecătorul, regim de urgență, numărul inspectorilor judecători trebuie să fie cel puțin 15, cu asistenți, cu grefe, etc., ca inspecția judiciară să fie procurorul judecătorilor. Așa ca în România. Eu propun modalitatea respectivă. Dar aveți dreptate că vă plângeți. Nu mai sunteți primul. La noi plângeri respective nu ajung. Deoarece legea spune, examinează plângerea inspecția judiciară. Domnule Cărnaz. Eu am entuziasm. Nu, dar eu sunt entuziasm, eu fac tot cu entuziasm. Acum să vorbim puțin și despre alți judecători, pentru că suntem deja pe final de emisiune. Mai avem și alți judecători de la Curtea de Apel care vor să meargă la CSJ. Este vorba despre Anatolie Țurcan și Nicolae Craiu. Despre Nicolae Craiu este cumnatul lui Gheorghe Avornic, membru CSM. Deci avem din nou aceleași probleme. Ce spuneți, cum comentați, iată, și aceste candidaturi care de la Curtea de Apel sunt promovate la CSJ? Domnule Sădai. În principiu, eu am spus că societatea nu dorește ca să fie un conflict de interese între persoanele care conduc o anumite instituții sau care îndeplinesc anumite funcții importante de decizii, de promovare și așa mai departe în organele de conducere. De aceea, atunci când nimeresc aceste persoane,
într-un cerc foarte îngust, unde ei sunt în conflict de interese unul cu altul, este o problemă la nivelul democrației. Nu se recomandă acest lucru, deoarece este evident că va fi niște înțelegeri ilegale, va fi niște înțelegeri de interes și societatea va pierde din aceste conflicte de interese. Apropo, despre rudele lui Avornic, deja sunt promovate 3 persoane. Și anterior, pe durata anului trecut, au fost promovate 3 persoane de a dânsului în funcții. Iar acest lucru, această practică este continuată în detrimentul reformei justiției despre care se vorbește. Ați numit 2 judecători, Craiu și Țurcan, da? Exact. Eu nu auzisem de acest Craiu. Este prima. Uitați-vă la o anumită reacție. Haideți să analizăm această reacție. Deci un om care n-a auzit de judecătorul Craiu, eu nu știu, nu-l cunosc. Da, deci nu-l cunosc. Și a venit să spun, domnule, e un judecător, trebuie de văzut, trebuie să treacă toată procedura, să vadă dacă nu are dosare la cer, punctajul, toate chestiile astea, principiile de la Bangalore și toate chestiile astea, trecut prin malaxorul ăsta, văzut, radiografiat și pus acolo. Deci niciun fel de problemă. În momentul când a spus că el este rudă cu Avornic, mi s-a ridicat părul vârful capului, înțelegeți? Că este anormal așa ceva. Că eu doar cunosc de sora lui Avornic, da, de finul Avornic, Avornic însuși, care are probleme cu bățul și cu chestii și n-are ce căuta în CSM, domnule. Acum îl mai duce pe unul. Nepoata lui Poale Lugi, ăsta, cumnatul lui Plahotniuc. Și tot așa, ăsta e sistem. Dom'le, nu este sistem, asta e bătaie de joc. Oameni buni, 27 august, venim toată Republica acolo să-i măturăm pe bandiți. Nu se mai poate, este inadmisibil așa ceva. Domnul Stase, asta e declarație politică, unii eu nu mă... Nu, dar nici nu voi învine. Eu m-am lăsat la cetățenii Republicii Moldova. Vreau să spun de pe toate aceste două numeri. Anterior, Consiliul Supremei Magistraturii a fost criticat foarte dur de unii organizații neguvernamentale, referitor la faptul că numim la Curtea Supremă de Justiție persoane care au acumulat cel mai mic punctaj și ulterior ce se miau la votat. Astăzi, doamna Domnica Manole, care la fel era 3-lea pe listă, după punctaj, fiindcă domnul Țurcan Anatolie avea 90 de puncte, Craiu Nicolae avea 85 și doamna Manole avea 83. Ceea ce înseamnă că doamna Manole vrea să ne convingă pe noi că ea merită să fie judecător la Curtea Supremă cu atâta abnegație, cu atâta dăruire, fiindcă ea muncește în diferite complete, inclusiv colegii disciplinare, etc., etc. Însă, eu am propus, stimați colegi, haideți să-i conducem după anumite criterii referitor la după punctajul maximal, Țurcan Anatolie, de acord, dumneavoastră, aici este membru a Consiliului Superior al Magistraturii. În multe state cu democrație avansată, dacă tu ești în funcția unui organ care are menirea de a numi în funcție judecători, de a promova în funcție, pe perioada că tu ești în mandat, tu n-ai dreptul să candidezi la funcție pentru promovare. Domnule Cărăuță, am spus așa și de fostul președinte a CSM-ului, cum îi spune lui? Fostul președinte a CSM-ului, care e la judecător la... Muriam? La Curtea de Apel. Nu. Coroche asta a fost numit judecător la Curtea de Apel după ce a expirat mandatul în funcția de Consiliul Superior al Magistraturii. Tot s-a examinat candidatura că era pe loc acolo. Nu. Eu, de o anul jumate, eu am votat pentru a fi numit așa mai departe. Domnul Țurcaru are dreptul. Și este a doua oară când el și-a dat candidatura respectivă. Are cel mai mare punctaj. Legea nu interzice. Acum are spus 30 de zile. Timp de 30 de zile este în drept să rămâne membru CSM sau să ducă la Curtea Supremă de Justiție. Pentru a pleca la Curtea Supremă de Justiție, trebuie Parlamentul să voteze. Organ politic. Atunci, de aceea, foarte mult mi-a plăcut poziția domnul Craiu. Avem foarte puțin timp la dispoziție și aș vrea să vă întreb, pentru că mai e o chestiune care a fost astăzi amânată la CSM, dar o să fie examinată cu siguranță data viitoare. Candidatura domnului Morozan a fost... Ce punctaj curios are domnul Morozan, având în vedere toată lista de lucruri care stau în spatele astăzi lui, nu a fost acceptată, a fost refuzată de către Nicolae Timofti și acum mă întreb ce o să fac CSM-ul în continuare. Referitor la domnul Morozan, noi am amânat examinarea problemei respective ca să fie numit, s-a propus din nou președintele Republicii Moldova cu votul calificat cu anume 2/3, însă asociația sau organizația sau alianța anticorupție a invocat mai multe elemente lipsă de integritate care a prezentat președintele Republicii Moldova. Iată, aici aș vrea, pentru că deja facem și o rundă de concluzii, aș vrea să întreb dacă de această dată o să fie forțată mâna
președintelui care trebuie să examineze, să aprobe sau nu, și dacă același lucru s-ar putea să întâmpla și în cazul domnului Pleașca. Vă rog. Deci, nu cunosc la acest capitol, deci, informațiile, cum ia deciziile domnul Timofti, precis vă spun, cinstit vă spun, nu vreau să speculez, dar o să vedem, eu nu prea am văzut aici obiectivitate, transparența acestor decizii. De aceea, cam nu mă pot să mă expun. Domnule Anastase, și de această dată se va repeta același scenariu ca și în cazul domnului Melniciu, când Morozan a fost forțat de Morozan, de cumnatul Gennadie Morozan. Exact. De asta e vorba, da? Exact. Păi atunci ce m-am mai întrebat? E clar, ăsta nici măcar în saună n-a fost. Ăsta la Plahotniuc acasă a fost numit, direct, din Alcov. Care e problema? Deci, sigur că va fi. Eu consider că aici a fost un joc cu Timofti, prima dată. Nu a fost decretul președintelui de numire. Tocmai de atâta că acest Morozan este cumnatul lui Plahotniuc și toată lumea știe. Și toată vezi, uite, domnule, Timofti ăștia care i-a dat medalii și lui Plahotniuc și lui Filat și lui ăla, îl pune și pe cumnatul lui, îl face judecător. Aici chipurile nu semnează, dar o să mai vină așa cum s-a întâmplat cu Melniciuc. Dom'le, dacă ești președinte, cu ce spunea Natalia Morari atunci la o emisiune, da? Da, dom'le, chiar să încalc legea, dar nu pot să pun un infractor, dom'le, să-l pun în funcție de judecător. Nu-i așa? Și ce o să-mi facă mie? Eu sunt președintele Republicii. Și nu vreau, dar dura lex de lex. E corect, dar nu pot spune. Principiu, domnule, dar nu pot spune un infractor acolo. Dar mă revolt, dar spun așa, dar domnule, dă afară tot CSM-ul ăsta, dar dau afară tot, nu știu ce fac acolo, închid parlamentul. Deci fac ceva, dar nu stau acolo și dau medalii lui Plahotniuc și lui Filat. Domnul Carnat, foarte scurt. Revertu la domnul președinte, v-am spus că dosarul va fi transmis împreună cu hotărârea domnului la președinție. Președinția la dispoziție de acum 15 zile să gândească, îl acceptă hotărârea sau îl returnează înapoi la Consiliul la Magistraturii. Însă, domnul președinte, de multe ori încalcă termenul de examinare a hotărârii Consiliului la Magistraturii pe mai multe probleme. Dacă noi suntem persoane în funcții publice, suntem obligați întocmai să respectăm legea. Fiindcă dura lex, sed lex, inclusiv și la președinție. Dar în cazul domnului Morozan? Referitor la domnul Morozan, ne vom reîntoarce la această problemă la următoarea ședință sau peste o ședință și după ce noi vom intra în discuție, referitor, va fi propus din nou președintele Republicii Moldova? Era sau pe ordinea de zi astăzi. Noi am amânat-o din cauza că acele documente care au fost prezentate de către președinte Alianța Anticorupție să fie cercetate prin prisma analizei acestor documente și ulterior să adoptăm anumite hotărâri fiecare individual. Domnule Pavlovski, foarte. Sistemul nostru judecătoresc este grav bolnav și trebuie de făcut acolo ordine ca un lucru de prioritate. Dacă Consiliul Superior Magistraturii nu este în stare sau nu dorește să facă această ordine, atunci oamenii să facă cu domnul Anastase, a spus, prin aplicarea metodelor de democrație directă. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru discuții și concluzii, doamnelor și domnilor, atât pentru astăzi. Mâine ne revedem la dezbateri electorale între candidații pentru funcția de primar general care s-au clasat în turul 2, iar la ora expertizei ne revedem joi la ora 12. Toate bune! We'll be right back.